Ei bine, imaginați-vă ce ar fi însemnat ca măsurile pentru trecerea la această monedă unică europeană să fie luate de guvernul Boc. Guvernul Boc a dovedit o incompetență crasă în perioada în care se afla la guvernare, reușind niște performanțe în ghilimele, desigur, niște performanțe greu de egalat, și anume cunoaștem cu toții măsurile arhi-originale luate de guvernul Boc pentru combaterea crizei, și anume mărirea tuturor taxelor și a tuturor impozitelor cu excepția cotei unice. Cunoaștem cu toții că acolo unde au intervenit în sensul schimbării s-a produs un talmeș-balmeș greu de imaginat, și mă refer la legea educației. Mă refer la, iată, noua reorganizare a sistemului de sănătate, unde ceea ce se întâmplă la ora actuală în sistemul de sănătate pot să-l caracterizez, fără să îmi fie teamă că folosesc un cuvânt prea greu, efectiv o crimă.